O schemă românească în valoare de 300 de milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor din domeniul agroalimentar în contextul pandemiei de coronavirus a fost aprobată recent de Comisia Europeană, se arată într-un comunicat de presă al executivului comunitar. Schema a fost validată în temeiul cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat și va fi deschisă IMM-urilor active în sectoarele agriculturii, pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare. Sprijinul public se va acorda sub formă de subvenții directe în valoare de până la 120.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Măsura vizează atenuarea deficitelor de lichidități cu care se confruntă beneficiarii și compensarea unei părți din pierderile suferite de aceștia din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile române au fost nevoite să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. Comisia a constatat că schema românească este în conformitate cu condițiile cadrului temporar, ținând cont că ajutorul nu va depăși 2,3 milioane de euro per beneficiar și se acordă până la data de 30 iunie anul curent.